dezbaterea de astăzi este cea mai bună pledoarie pentru nevoia unei politici de coeziune robuste bine finanate în viitorul cadru financiar. inspirat de discursul excelent al preedintei comisiei noastre doamna hbner ca i de un remarcabil raport al colegului theurer privind leciile capacităii de absorbie vă întreb domnule comisar din perspectiva europeană a viitorului ciclu de finanare cum este posibil ca statul cu cea mai scăzută rată de absorbie românia să se angajeze într o aa zisă reformă administrativă care nu are nicio legătură cu reforma regională fără existena unui studiu de impact fără mimarea măcar a consultărilor cu DG Regio, DG Regio a aflat din presă despre acest proiect, fără consultări cu actorii politici, fără consultări cu actorii locali, fără consultări cu societatea civilă, deci punând în primejdie întregul proiect al stabilității și predictibilității, să meargă în această direcție. Mulțumesc!